Cei doi băieți erau, cum vedeți, greu de stăpâniți în loc de stăpânit. Aparițiile în public a soției sale, în loc de, evident, ale. Citiți acum, între cei doi s-a legat o prietenie pe viață, numai că cei doi, vedeți mai sus, sunt Diana și Maica Tereza. Regina era foarte tolerantă cu nurorii ei, așa cum vedeți, adică cu nora ei pe românește. Se integra în familia conservativă, e vorba de conservatoare. Mitul monarhiei dinastice era construită, în loc de, bineînțeles, construit. Cuplu princial și, ceva rânduri mai jos, iar cuplu princial în loc de, desigur, cuplu princiar. Acum citiți, Charles l-a vizitat des pe Camilla, dar Camilla e o femeie, deci trebuia a vizitat-o. Îndreptând spre cina oferită de Charles, s-a ciocnit cu o altă mașină, în loc de îndreptându-se, să se rupe, în loc de să se rupă. Circumstanțele au adus așa. Vă dați seama, propoziție fără sens sau în orice caz translată din structurile altei limbi. Dacă vor să mă alungă, în loc de alunge. Pentru Diana eram o problemă pe care mai bine o lasă omul în urmă. Și nu știu ce să spun. A început să simte deja. Eu mi-am depus toate eforturile, de parcă ar fi vorba de icre, în loc de am depus. Soțul meu a depus o muncă minunată, expresie imposibilă. Eram o fetiță, cum vedeți, oarecum moletă. Stimați spectatori, asta e ca girafa lui Marin Preda, e ceva care nu există. Omul îl îmbolnăvește pe sine. Și asta, stimați spectatori, e tot o girafă. Prințesa Diana însăți a acceptat. Stimați spectatori, dumneavoastră însuți vă dați seama ce e aici.